Dumnezeu a pus în noi dorința de viață și posibilitatea de a trăi. Ne place asta și vrem viață fără de moarte și tinerețe fără bătrânețe. Dar zilnic mor circa 150.000 de oameni și miliarde de oameni au trăit și au murit de-a lungul istoriei. Mulți dintre ei, la un moment dat, s-au gândit cum să-și prelungească viața. Cu un an, cu o lună sau măcar cu o zi. La viața veșnică, prea puțini au îndrăznit să viseze. Și totuși, mulți alții nu doar că visează sau speră, ci fac planuri despre cum ar putea învinge moartea. Să fie oare chiar imposibil ca omul să atingă nemurirea? Nu cumva prin descoperirile științifice suntem la un pas de viața fără de moarte? Deja se vorbește despre cyborg, ființe jumătate oameni, jumătate roboți. Vă invit azi la o a doua opinie despre nemurire. Dar mai întâi să descoperim prima opinie prin intermediul unui clip video ce ne prezintă o poveste de viață impresionantă. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Iată visul etern al omenirii. Și nu este adus în discuție Petre Ispirescu, culegătorul de povești din folclor, ci Laurent Simon, copilul geniu din Belgia, al cărui țel devenit obsesie este atingerea nemuririi. Laurent are 11 ani și a absolvit în 2021 Facultatea de Fizică la Universitatea din Anvers, cu înalta distincție summa cum laude. La 10 ani, absolvise deja Ingineria Electronică. Continuă în prezent studiile pentru obținerea masteratului și doctoratului, deși declară că nu este interesat cu prioritate de titlurile academice, cât de cunoștința în sine care să-l ajute în atingerea obiectivului, viața veșnică. Vreau să fiu capabil să pot înlocui toate organele corpului cu organe create artificial. Disciplinele sunt ca un puzzle uriaș cu multe piese, iar dacă parcurg materiile, le voi putea interconecta și genera astfel noi idei. Pentru a-și putea urma visul, a învățat câteva limbi străine. Colaborează cu universități din Israel și Statele Unite. Bunicii lui suferă de probleme cardiace, iar el dorește intens să achiziționeze cât mai multe cunoștințe științifice care să-i permită crearea în laborator de organe artificiale, pe post de piese de schimb. Pentru că, de fapt, dorește nemurirea pentru toți bunicii din întreaga lume. Niciun copil să nu fie nevoit să le mai ducă vreodată dorul bunicilor lor. Visuri de copil? Cercetătorii de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne din Elveția lucrează de mult la un proiect ambițios în domeniul neurologic, modelarea unui creier artificial cu tot ce înseamnă aceasta, centri ai vorbirii, gândirii sau memoriei. Scopul? Creierul ca organ de schimb necesar în prelungirea vieții. Iar cei de la The National Institute for Biological Standards and Control, Anglia, gestionează bănci pentru depozitarea de celule stem, cunoscute pentru capacitatea lor de a genera țesuturi noi pornind de la celulele pacientului, care să nu mai fie respinse în urma transplanturilor. Scop? Celulele stem reprezintă materia primă pentru medicina regenerativă datorită compatibilității lor din punct de vedere imunologic. Evident, cu rol în prelungirea vieții și, de ce nu, în atingerea nemuririi. Așa că de la astfel de realizări științifice prezente până la vizionarismul lăudabil al lui Laurent de eradicarea morții prin transformarea umanității în cyborg, ce mare distanță mai este? Poate cea mai emoționantă zbatere despre căutarea nemuririi o găsim în epopeea lui Gilgamesh. Atunci când prietenul său cel mai bun moare, Gilgamesh refuză să-l înmormânteze. Speră că tânguirile sale vor impresiona pe zei, iar aceștia îi vor învia prietenul. Terorizat de ideea morții, singurul țel devine acum căutarea nemuririi. O plantă misterioasă de pe fundul oceanului ar reda tinerețea. După peripeții, Gilgamesh o culege și pleacă fericit cu ea spre casă, dar un șarpe i-o fură. Elixirul vieții veșnice rămânea ascuns omului.
căutarea umană promițătoare după nemurire rămâne fără succes. Implacabila moarte este de neevitat. Aveam nevoie de concluzia lui Gilgameș? De ce postulatul teologic paulin, conform căruia Dumnezeu este singurul care are nemurirea, nu ne-ar fi fost suficient? Și de ce am dorit, de fapt, o viață veșnică într-un trup suferind, plin de boli și din ce în ce mai slăbit? Cui trebuie transplant hepatic sau de măduvă osoasă din deceniu în deceniu? Să nu mai vorbim de curiosul transplant de cap. Dumnezeu posedă în sine viață fără sfârșit și o oferă oamenilor. Fără El nu putem depăși condiția ingrată de simpli muritori. Ființele create sunt trecătoare și trebuie să împlinească anumite condiții pentru a trăi veșnic. La urma urmei, care soluție în privința nemuririi este mai utopică, mai nebunească? A suitei cercetătorilor de ultimă generație, fabricanți de cyborgi, sau soluția hristică? Eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi, și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Se pare că, da, oamenii făcuți din țărână au totuși destin veșnic, dar alt fel decât și-l imaginează ei. Mulțumim Opinia Production pentru acest clip și îi salut acum pe invitații mei din platou, medicul Horia Ienache și pastorul Adrian Zaharia. Bine ați revenit! Vă mulțumim! Suntem din nou împreună și dezbatem astăzi un subiect foarte interesant pe care îl împărțim cumva în două. Cele două variante pe care de altfel le și propuneți la finalul clipului. Care este soluția pentru nemurire? Vom deveni cyborg sau vom învia? Despre asta vom discuta astăzi. Dar haideți să clarificăm puțin. Am spus eu la început, dar nu știu dacă am înțeles prea bine conceptul. Ce înseamnă un cyborg? Așa, în literatura de anticipație, cyborg este un concept compus, robot, om, procesor, și aparent ai spune chestiunea asta ține doar de lumea cărților science fiction. Numai că lucrurile nu am sentimentul că sunt chiar așa, având în vedere faptul că, de exemplu, atunci când te upgradezi într-un fel sau altul, sau măcar te administrezi, de exemplu, îți pui un dinte sau mai mulți, ai devenit un pic un fel de cyborg într-un anume sens. Atunci când... Dar asta ce nu-ți oferă nemurirea. Cu siguranță. Când îți pui o proteză de șold, iarăși ești pe undeva un pic cyborg. Când îți pui un stent, îți montezi, adică într-un anume sens ai putea să spui că ești și tu un pic un cyborg. În timpurile biblice nu era vorba de așa ceva, dar sunt, așa cum cred că anticipați acest răspuns de la mine, sunt doar formule de a cârpi ideea că noi putem să ne lungim puțin viața. Într-adevăr, ne-o putem lungi și nu puțin, ci destul de mult, doar că uneori pierdem la calitate, doar că aceasta nu este soluția autentică pe care cred că o să ajungem să vorbim despre ea din Sfânta Scriptură. O să discutăm despre asta, dar mă îndrept către domnul doctor. Sunteți medic, intrați în contact cu foarte mulți oameni bolnavi, oameni care își îmbunătățesc starea de sănătate apelând la știință, poate chiar la aceste proteze sau, în fine, instrumente extra-organice pe care le pun în corpul lor. Cum vedeți asta? Este un răspuns cumva la ceea ce Biblia ne spune sau la dorința pe care omul o are, aceea de a-și îmbunătăți viața în sensul acesta de nemurire? Credeți că, de exemplu, vom ajunge la un moment dat să înlocuim inimi, cap și alte organe vitale? Și astfel să ne menținem viața spre nemurire? Cred că aceste implante, să spunem, sunt foarte importante dacă sunt verificate și pot ajuta la restituirea unei funcții pierdute. Întrebarea e de ce căutăm toate aceste ajutoare? Să trăim veșnic? Nu cred că vom reuși.
Pentru că elementul de bază care le leagă e tot organismul. Îmi place unde ați dus discuția și atunci vă întreb, dar de ce v-ați făcut medic? Nu ca să prelungiți viața oamenilor? Ba da, dar întrebarea e care ar fi scopul acestei vieți și foarte pe scurt aș încerca doar să dau o idee, două, este aceea de a găsi armonia, de a construi relații pe care să le poți dezvolta armonios. Asta dintr-o familie în care crești, în care primești multă dragoste la început și trebuie să înveți recunoștința ca lecție de viață, recunoștința care te leagă de cei care au oferit, apoi să înveți să ai împreună simțire cu cel de lângă tine, tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Asta e o lecție de viață pentru care îți trebuie timp și efort ca să o înveți și din tot ce ai adunat tu frumos, trebuie să lași o amprentă în societatea în care trăiești. Și acestea nu sunt motive suficient de bune ca să-ți dorești nemurirea? Pentru că poți perpetua veșnic. Nu-ți trebuie neapărat nemurirea ca să ajungi la acesta. Este ca și cum ai nevoie să ajungi la bacalaureat. Viața noastră scurtă față de veșnicia pe care ne-o promite Dumnezeu în Scriptură e cel mult cât liceul, zic mult. Adică să înveți un examen de maturitate, de-aia am zis de bacalaureat. Tu trebuie să dai un test al maturității tale. De ce ai trăit pe acest pământ? Ce ai învățat? Ei, dacă în timp ce trăiești și înveți și predai lecția asta, o înveți și o predai, tu ajungi într-un impas. Desmond Doss, eroul cunoscut pentru atașamentul lui față de valorile creștine, față de a nu ucide din al doilea război mondial în armata americană, Desmond Doss a făcut tuberculoză după ce a venit de pe front și a luat tratament cu aminoglicozide care au ototoxicitate, deci distrug nervul auzului. Și a rămas surd și avea implant cochlear. Implantul cochlear face parte din acele implante care sunt cumva un fel de cyborg, adică tu ai un implant mai complex care are capacitatea de a avea feedback, vede ce recepționează și se adaptează la nevoia ta, pentru că el nu mai auzea deloc. Dacă n-ar fi avut implant cochlear, el n-ar fi putut să mai povestească până generației noastre, n-ar fi putut să facă acel documentar despre el și avea multe lucruri să ne spună. Deci, eu cred că aceste invenții care se nasc de uneori din visele unui copil, copilul nu știe că nu se poate, el visează oricât. Ele pot ajuta oamenii în acest timp pe care Dumnezeu îl hărăzește pe acest pământ să-și învețe și să-și predea mai bine lecția. Și de ce n-ar fi aceasta soluția pentru a ajunge și la viață veșnică? Dumnezeu are o soluție mult mai bună, iar noi trebuie să recunoaștem. Dar soluția lui Dumnezeu noi nu o vedem acum. Nu o vedem. Noi vedem rezultatele științei și ne bucurăm de ele. Fix faptul că nu o vezi te invită să inventezi. Noi ca oameni nu punem la schimbător toate energiile noastre să căutăm în direcția care trebuie, dar punem foarte mult în direcții care sunt, a căror rezultate ne vor duce eventual într-o fundătură. Adică preiau ceea ce spunea domnul doctor. Întrebarea de bază este care este scopul vieții? Pentru că ce este viața asta? Iertați-mă, este un tort pe care îl ornezi cu fel de fel și pe care nici măcar nu-l iei cu tine. Adică nu faci nimic cu el. Adică o întrebare de bază, de axială este e clar că peste ceva ani mă voi îmbolnăvi, voi muri, poate că achiziționez ceva implanturi, poate nu, depinde de bugetul familiei mele, dar n-am văzut niciun om care schimbându-și organele să o ducă mai mult de până în suta de ani. N-ați văzut până acum, dar ați văzut ce vis are tânărul pe care ni l-ați prezentat în clip. M-ați întrebat într-o emisiune anterioară ce filme am văzut și am refuzat să vă spun. O să vă spun în emisiunea aceasta. Există un film care se numește Alita Battle Angel. Un cyborg care își perpetua existența tocmai făcând cu o viteză fabuloasă din partea fabricantului un schimb de organe, de piese, de bucăți, de metal, de procesoare, de circuite, de fire, de cutare, care n-avea nicio noimă, pentru că chestiunea o deposeda de elementele de sensibilitate specifice omului, de conștiință, de emoție. De emoție. Și chiar dacă filmul era un simplu film, poate că în filmul acela s-au realizat anumite lucruri în sensul acesta, dar unde ajungi? Care este scopul final? Nu e. Și atunci prefer să mă duc
să virez spre soluția pe care Dumnezeu sper că o să ne... Virăm și noi imediat către Biblie, dar vreau să mai rămânem puțin aici și vreau să-mi spuneți ca medic, ca medic creștin, cum vă raportați la toate aceste descoperiri științifice? Vă gândiți cumva așa, nu știu, încerc să mă pun în pielea unui astfel de medic, cumva cu rezerve și să spui, ok, voi încercați, voi faceți, dar știți că sunteți totuși limitați și că nu o să ajungeți chiar să ne dați viața veșnică așa cum ne promiteți și așa cum ne dorim, fie că ești medic, fie că ești orice altceva. Da, uneori ai sentimentul că oamenii încearcă să ajungă pe un munte pe care nu vor urca niciodată până în vârf, însă Dar faceți parte din armata celor care cumva încearcă să urce pe munte. Da, pentru că îi învață o lecție chiar atât cât pot să urce, exact. Adică până unde pot să urce. Și aceste descoperiri, oamenii de știință, cercetătorii, ei descoperă practic cum funcționează organismul uman și este fascinant. Aș vrea doar atât să spun că la un moment dat am descoperit această entitate, se cheamă Geoscience Research Institute. De oameni de știință creștini și în același timp bine aprofundați în știință. Și acolo am găsit niște materiale despre ADN, despre felul cum e transcrisă informația din ADN până ajunge proteină, cu paralele din scriptură. Este foarte interesant. Această acuratețe cu care decurge transferul informației din acizii nucleici până în faza de produs finit de proteină, seamănă extraordinar cu grija pe care a avut-o Dumnezeu atunci când ne-a lăsat cuvântul lui Sfânt, cu tot felul de mecanisme de corectare, dacă apar greșeli de copiere, să fie enzime care să taie și să facă corectura. Este extraordinar de interesant cum în lumea vie vezi că ceea ce a intenționat Dumnezeu să se facă a avut grijă ca să se împlinească în mod deplin. Multe din aceste observații au ajutat pe oameni să vină cu soluții și să încerce să se apropie de a găsi soluții pentru probleme concrete. Nu cred că ar trebui să ne privăm de această bucurie de a vedea cum a creat Dumnezeu lumea. Sigur că suntem conștienți că numai El poate să facă în mod desăvârșit. Adică am văzut acel tânăr foarte dotat intelectual, dar el deocamdată e copil. El nu realizează că un om are în primul rând de acumulat în plan emoțional, în planul relațiilor, nu doar în planul perpetuării fizicului lui. Vrea să schimbe toate organele când vor îmbătrâni. Bun, și scheletul, adică ceea ce le unește, ceea ce ne definește pe noi, printre altele, este sistemul imun care recunoaște ce e al nostru de ce nu e al nostru și încearcă să distrugă ce nu e al nostru fără să afecteze ce este al nostru, adică self. Vă întreb, când un om va ajunge să aibă și plămân artificial și ficat artificial și inimă artificială și ochi rinichi, artificial, așa, și totul artificial, nu mai e omul pe care tu ți-l doreai de fapt. Ce va mai rămâne din el și cu ce garantezi că sistemul imun, acela care va mai rămâne, nu se va război la un moment dat cu toate aceste implante. Dar cum vă raportați ca medic? Mi se pare fascinantă dualitatea aceasta. Pe de o parte, între conștiința faptului că suntem muritori pe acest pământ, da. Da? Ne dorim nemurirea și vom vorbi imediat despre soluția biblică pentru acest subiect și dorința omului de a veni, de a căuta soluții pentru boală, pentru cea care oprește până la urmă viața. Da, pentru că existența noastră ne pune destul de devreme uneori în fața unui impas. Eu am un prieten medic, coleg de-al meu, și la schi a căzut, a avut un traumatism, a făcut fractură de femur și a fost operat, dar așa a fost localizată fractura încât el a dezvoltat necroză aseptică de cap femural. Deci, la vârsta de 45 de ani sau mai puțin, el a avut nevoie de protezare totală de șold. Altfel, vă dați seama ce infirm ar fi rămas. Și e medic și poate să ajute oameni. Și poate să bucure și el din nou de anumite activități. Dacă nu ar fi aceste lucruri, ne-ar amputa foarte mult posibilitatea noastră de a lucra, de a fi folositor societății. Ar fi naiv să credem că prin asta noi vom putea trăi veșnic. Dar ne putem împlini mai bine misiunea noastră atât când ne îngăduie Dumnezeu. Și mai deplin. Așa cred eu. Pe de o parte. Iar eu aș vedea aici, de ce nu, un soi de cadou din partea lui Dumnezeu de a ne lungi într-adevăr puțin viața, care evident că va crea ocazii mai multe de a-L cunoaște pe El. Da. Hai să spunem așa, într-o formă biblică. Ce spune Biblia despre nemurire? Despre nemurire sau despre soluția aceasta,
Există varianta aceasta a nemuririi, în primul rând? Absolut. Dar este unul dintre cadourile condiționate, nu inerente. Despre asta vorbește, am Biblia deschisă, am deschis-o la Epistola Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 15, este de notorietate, este versetul 53 și 54, dacă îmi dați voie să citesc repejor, spune căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. E clar că vorbește despre nemurire, dar în condițiile lui Dumnezeu, nu în condițiile eventual ale noastre. Acum, vreau și eu asta, dacă înțeleg că este o fundătură, drumul ăsta cu implante la nesfârșit, implanturi, care este calea Bibliei? Să primești cadoul nemuririi, dar cum faci? Știți care este, ce mi se pare cel mai greu, este să faci trecerea de la ceva palpabil, cum ar fi chiar și un implant, ceva ce îți pui pentru a-ți îmbunătăți viața, la ceva ce este doar o dorință, este doar o promisiune, pentru că despre asta vorbim în Biblie. Sunt lucruri. Despre care categorii de oameni vorbiți? Despre mine, în primul rând. Sunt două categorii și nu sunt... sper să nu fiu rău citit în momentul acesta de telespectatorii dumneavoastră. Sunt oameni... lumea se împarte în oameni spirituali și oameni nespirituali. Caracteristic oamenilor spirituali este faptul că au credință, iau pe cuvânt ce spune Dumnezeu. Dumnezeu spune, da, pot să-ți ofer viață veșnică, vreau să ți-o dau, sunt niște condiții, le îndeplinești. Prima dintre ele este să fii născut din nou, de exemplu. Este acea transformare miraculoasă care se întâmplă în mintea noastră și nu pot să o explic, dar o pot experimenta și nimeni nu poate să facă o anatomie în teologie pe chestiunea aceasta, dar poate să o simtă, poate să se bucure de ea, este la dispoziția ta, a mea, a noastră, a tuturor. Da? Iar chestiunea aceasta m-a așezat pe drumul care trebuie. Ce mai fac eu pe pământul acesta până când va veni Hristos, până când voi muri și voi fi înviat? Ce mai fac eu pe acolo? Acum, odată ce m-am legat de Mântuitorul, este să fac bine semenilor mei, să upgradez pornirile lor sufletești, să îi conduc să vadă lumina mai mare. Eventual să-i duc spre același drum. Pot să mă fac cercetător în domeniul medicinii și să lucrez acolo în domeniul roboticii, să le fac suferința mai ușoară. Dar niciodată ruta aceea nu... E finalitatea supremă. Exact. Cum se raportează mediul academic medical la ideea aceasta de înviere? Sunteți un medicina medic, sunteți studiază... un medic creștin. Dacă într-un cerc de, nu știu, de cercetare, în care în general sunt atei, cel puțin asta e ceea ce cred eu, dumneavoastră ați venit și ați spune că nu are sens să vorbim despre cyborgi, pentru că oricum nu aceasta este soluția la nemurire și că într-o zi trupurile noastre vor învia. În primul rând, mediul academic spune ce se poate experimenta. Asta este definiția științei. Ce poate fi dovedit prin experiment și repetat, e acceptat ca fapt științific. Și asta a ajutat la dezvoltare. Ceea ce avem noi ca speranță și într-un fel ca năzuință interioară, nescrisă, este că vom putea să avem mereu bucuria de a fi, știu eu, alături de cei iubiți, de a fi în mijlocul naturii fascinante pe care a creat-o Dumnezeu pe acest pământ. Nu doar săptămâna trecută, duminică, a fost foarte frumos la munte și am fost în masivul Cozia, prima dată în viața mea. Este fascinant. Este un munte mic, foarte înalt, pe o arie mică, foarte provocator și are atât de multe forme de relief și vegetație atât de minunată. Deci a fost o încântare teribilă. Eu cred că Dumnezeu îmi dă aceste bucurii nu doar o dată pe toamnă, o dată pe an, o dată în viață, ci El mi le dă ca să mă învețe ceva, că mă așteaptă cu mai mult. Întrebarea este, tot ce primești tu bun, cunoștințe, informații, prieteni, a un expeditor și ce vrea acest expeditor oferindu-ți atâtea lucruri bune? El vrea să-ți arate care e ceva mai bun pentru tine. Ori aceasta nu poți să o găsești în știință. Știința studiază cum se degradează țesuturile, cum arată țesuturile inflamate, tumorale, știu eu, degenerescențele de vârstă.
Și cum se produce moartea, cum se produc leziunile odată ce un om a murit, ce... Asta e medicina legală, îți spune de când e mort un om, după ce leziunea are pe el. Ea nu poate să studieze învierea. Asta este o promisiune care e bine primită în adâncul sufletului nostru, pentru că năzuim, avem gândul veșniciei, nimeni dintre noi nu-și dorește să se gândească la sfârșit, nici oamenii cei mai în vârstă. Iar soluția aceasta a Bibliei, simt că nu numai că nu pulverizează interesul pentru știință, pentru cercetare, pentru progres, dar chiar îl capacitează pe linia pe care trebuie. Adică este noi înșine să progresăm, să avansăm, dar progresul trebuie să fie cu un scop. Care este scopul? Pentru că filozofia progresului de dragul progresului și a creșterii de dragul creșterii este, dacă vreți, este filozofia celulei canceroase. Adică noi spre ce ne ducem? Să devenim și mai multe miliarde și să avem și mai multe spitale și, bun, o să avem și o să ne mutăm pe Marte, o să ne mutăm, o să avem, dar până la urmă, care este scopul? Noima? Și probabil că aici este singura chestiune care cu adevărat merită atenția noastră, este soluția biblică despre care noi astăzi vorbim doar de Paște, când un personaj cu un ou în mână lovește ouă din mână al altui personaj și spune Hristos a înviat și ăla răspunde uneori chiar fără credință, spune adevărat că a înviat. Nu. Dacă noi credem în chestiunea aceasta, în înviere, înseamnă că am început să fim pe calea cea bună. Aceasta este soluția la nemurire. Așa cred. Voi vii la o concluzie, fiecare în maxim un minut, pentru că am ajuns la finalul emisiunii. Dumnezeu ne-a dat viața aceasta ca să ne umple de momente de bucurie, să ne învețe că avem în față un munte pe care El ne va da puterea să-L urcăm, nu să-L ocolim, și prin asta ne va învăța să depindem de El, să avem o încredere deplină în El și să-L cunoaștem. Aș zice că iluzia aceasta a obținerii nemuririi prin noi înșine trebuie gonită cât mai repede. Pentru că noi o putem primi de la Hristos. Vă mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune. Vă aștept cu drag și în alte ocazii. Nu cred că putem adăuga altceva decât opinia biblică despre subiectul de astăzi. Noi ne naștem muritori și supuși morții, dar Biblia ne spune că Iisus Hristos este sursa nemuririi și El ne promite nemurirea și viața veșnică tuturor celor care credem în El. Darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru, ne spune Epistola către Romani, capitolul 6, versetul 23. Și poate că nu întâmplător, textul de aur al Scripturii ne oferă răspunsul la dilema noastră și la dorința noastră după nemurire. Închei cu versetul din Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.